România nu și-a revenit încă, deși ne apropiem de sărbătorile de iarnă, de un moment al veseliei și al împăcării, după șocul provocat de tragedia din colectiv. 60 de vieți s-au pierdut, a fost o noapte sângeroasă, cea de 30 octombrie, o noapte în care șocul întregii țări nu a cunoscut limite. Știm cu toții ce s-a întâmplat la colectiv, știm cu toții ce s-a întâmplat după colectiv și cum această țară a reacționat, toți oamenii, fiecare în sensul în care a considerat la momentul respectiv oportun. Ne aflăm, doamnelor și domnilor, în București, având alături de noi la impact absolut unul dintre supraviețuitori, unul dintre oamenii care în acea noapte s-au aflat în Clubul Argeșan, un om căruia Dumnezeu i-a dat șansa, deși a fost greu încercat, de a se afla pe lista celor care au biruit moartea. Este vorba de Cătălin Scânteie, chitaristul trupei Hate Mod, omul care alături de soția sa, Sanda Scânteie, au supraviețuit focului din colectiv după ce șansele păreau a fi extrem de reduse la momentul la care vestea a lovit Argeșul cu precădere, pentru că vorbim de doi argeșeni, două dintre victimele pe care județul nostru le-a avut în această tragedie și către care ne-am uitat cu toții cu mare atenție. Domnule Scânteie, în primul rând, bine că sunteți sănătos. Săruna, mulțumesc frumos. Trăiesc, În asta e că important, trăiți. da. În al doilea rând, spuneți-ne acum, la aproape 2 luni de la tragedie, cum trăiești după noaptea aia? Cum trăiesc? Cu medicamente, cu spaima de a mai intra în cluburi, cu o singură ieșire și cu mai mult de 20-30 de persoane, cu frica de a nu se întâmpla ceva și a nu ne îmbuzi la ieșire să pățim cum am pățit în colectiv. Repet, cu medicamente, cu kinetoterapie, încerc să o iau de la capăt. După cum se vede, am niște arsuri, am avut, mă rog, și pe mână, și pe spate, și pe cap. E greu, e greu, dar ușor, ușor ne facem bine. Sperăm că nu mai am nevoie de o altă intervenție, de altă grefă la mâna stângă. S-ar putea să se facă, dar să sperăm că se rezolvă și că se vindecă. Altfel e dureros o altă internare în spital și Cât timp a stat internat în spital? 4 săptămâni fix. O 4 lună. săptămâni fără câteva ore. Da. De pe 30 spre 31 încep, și 4 săptămâni de atunci încolo. 27 sau 28, ceva în genul ăsta. Am citit în presă reproduceri din mărturii, din fragmente, din ce au putut să pună cap la cap autoritățile a ceea ce s-a întâmplat în noaptea aceea la colectiv. Vă rog să-mi spuneți ce ați văzut dumneavoastră, prin ochii dumneavoastră, și cum ați trăit consumarea întregului episod, care sunt convinsă că dacă nouă, Da. străind de el, ne-a schimbat existența, pentru dumneavoastră are cu totul și cu totul altă conotație. Bun, mulțumesc pentru întrebare. În primul și în primul rând s-a spus că au fost sataniști. Doamne ferește, nu există așa ceva. În primul și în primul rând a fost numai lume bună. Și aici amintesc medici, arhitecți, graficieni, fotografi, oameni de presă, avocați, chiar și un traducător la Bruxelles, la Parlamentul European. Numai lume bună, în primul și în primul rând. Deci, exclus sataniști și ce s-a vorbit în presă, mă rog, din anumite motive. În al doilea rând, o atmosferă minunată, un concert de zile mari, pentru că formația, deși era românească, era mai cunoscută peste hotare și noi am profitat de ocazie că lansau un album și am promis, din păcate, celor din păcate, mă rog, că nu mai există acum, celor din formație care s-au dus, le-am promis că o să-i vizităm, o să participăm la concert. Mă rog, asta ca o introducere, ce să văd? Un incendiu, o prostie, o Chiar și ca neglijență. introducere este foarte important să înțelegem că oamenii au Da. mers acolo pentru un eveniment, un Într-un eveniment eveniment în și un lumea eveniment cum rock-ului se cu face afară. precădere. Deci un eveniment cum se face afară, cu decoruri, cu lumini, cu exact cum vedem în țările cu apă caldă, cum s-ar spune. Mai Da? fuseră-ți vreodată în colectiv? Da, am fost de zeci de ori, din care de 2 ori am și cântat. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Ca atare îi cunoaște și pe cei care erau proprietarii clubului, Nu, din nu, postura de... nu, Nu? nu. Cu cine Ești, lucrați dumneavoastră când mergeați nu, în cu colectiv? organizatorii de concert, ei se ocupau de tot, noi veneam, cântam. Bun, și din postura de solist, din postura de trupă,
Vi s-a părut că exista o preocupare cu privirea derularea evenimentului? Lucrurile erau lăsate la voia întâmplare? Cum o simțați? N-aș vrea să spun ceva ce nu știu. Mă refer atunci când cântați dumneavoastră, nu în seara care s-a întâmplat. Era totul ca la carte. Întotdeauna a fost totul ca la carte. Cu proprietarii nu ne-am cunoscut personal, știam din vedere de pe Facebook, de concerte se ocupau exclusiv organizatorii care aveau contract cu clubul, care închiriau clubul. Noi ne făceam datoria de artiști, cântam, luam onorariu, protocolul și plecam. Mulțumeam publicului, mă rog, minunat de altfel, dar nu a fost, culmea, niciun foc de artificii, nu s-a întâmplat, nu a fost niciun incident neplăcut. Acum nu știu ce, probabil o neglijență, eu pun pe seama neglijenței și neatenției că nu poți monta artificii până sus, plus că, nu știu, sunt anumite chestii pe care nu le cunosc, las pe cei de la ISU și procurorii să le, sunt tot felul de supoziții și teorii ale conspirației, dar nu prea cred în ele. Nu credeți în toate aceste teorii care s-au vehiculat? S-a spus că a fost mână criminală, nu. A fost o prostie, o neglijență, o ignoranță, că nu se poate întâmpla nimic. Cel mai mult s-a pus pe tapet în cazul colectiv ideea acestei supraaglomerări, ideea faptului că numărul de oameni nu prezent depășea 400. Cu mult capacitatea. Nu au fost 400, cum s-a vorbit în presă. Poate cu tot cei de afară să fi fost un 200-250. Cei care au ieșit la o țigară sau cei care au vrut să iau gură de aer. Spre deosebire de alte evenimente, a fost sunetul foarte tare și mulți au simțit nevoia să vorbească mai, să se audă, să facă auziți alături de prieteni și au ieșit la o țigară. Poate dacă ieșeam și noi la o țigară, cum vorbeam cu soția, după piesa următoare mergem afară, poate nu se întâmpla să ne pice picături de foc. Unde v-a prins izbucnirea incendiului? Undeva în colțul opus intrării. Deci undeva de lângă de toaletă. De intrare care era și ieșire. Nu știam. Noi nu știam, am aflat ulterior. De intrare care era și ieșire, corect. Dar am înțeles că au fost mai multe ieșiri și mai multe intrări, dar erau închise. Publicul nu știa treaba asta, erau niște draperii pe acolo, niște chestii. Erau mascate, probabil. Clubul de altfel arăta foarte bine. Deci era un club extraordinar, au cântat nume mari ale muzicii românești. Și aici nu mă refer la rock. Doar că de data asta, pe 30 octombrie, a fost acest foc de artificii care a inflamat. Cum s-a derulat focul? Mă uitam la concert, totul era ok, soția în dreapta, un prieten în stânga care s-a dus, Dumnezeu să-l ierte, Cătălin Simion. În fața mea sunt prieten la masă. Dacă știți geografia clubului, sunt niște măsuțe lungi, se stă în picioare, mă rog, în picioare, pe niște scaune înalte, e un șir de mese, mă rog. A izbucnit primul foc de artificii, totul ok. Mamă, ca afară, ca în America, cum vedeam la televizor, pe casetele video, pe vremuri, sau, mă rog. Minunat, deci, de altfel, v-am spus, decor, lumini, formația super ok. La primul foc de artificii n-am zis nimic, adică am pus-o pe seama show-ului. Al doilea foc de artificii, nu mai rețin la câta piesă, dar asta e important, a fost parcă un pic mai lung și aruncat mai mult cu flăcări, cu scântei, cu cum se numesc. În acel moment am văzut o flăcărică de la distanța de la care stăteam eu, se vedea că am demărimea unei cutii de chibrit. Ardea și atunci cineva de pe scenă, parcă vocalul, singur care de altfel trăiește, a spus că nu făcea parte din show această flacără, vă rugăm să stingeți. A fost momentul în care au început să iasă. Dar câțiva, zic 10-15 inși. Asta, dar nu s-a conștientizat atunci? Nu. Mai ales că a venit barmanul și cu un extintor și a încercat să stingă. Am văzut că dă să stingă, extintorul nu mergea, a aruncat aer și acel aer cred că a propagat. În momentul în care s-a dus exact ca la filmul acela cu cowboy, știți, dai drumul la fitil și sare în aer, da, chiar e pe bune. Deci în momentul ăla s-a dus de la un capăt la altul al clubului o scândurică, erau niște scândurile pe sus, îmbrăcate în acest burete de izolare. În momentul ăla soția a spus, m-a luat pe mine și pe prietenul meu, de la spate ne-a împins, haide să fugim că murim ca șobolanii. În acel moment am conștientizat că ceva e în regulă, dar tot nu mă gândeam că ce, puțin acolo foc subțire, se vedea o sfârșită subțire,
Doar că acea fâșiuță subțire a dat mai departe la celelalte, știi, stinghiuțe. Tot ce povestiți noastră se întâmpla în ordin de minute. Secunde, de doamne, secunde. Deci undeva pe la 10-15 secunde de când soția a spus haideți să ieșim cu bunica Jobolanii, până am ajuns noi la ieșire printre oameni, eram printre ultimii care au ieșit, deja clubul ardea. Deci undeva la 16-20 secunde clubul ardea. S-a discutat mult despre faptul că s-a propagat cu asemenea viteză focul și despre faptul că ar fi putut să exista substanțe inflamabile, nu neapărat din mână criminală, ci din curățarea tavanului, din diferite motive. Am auzit motive. Și eu nu pot să dovedesc și nu pot... Ar fi și ventilația care a făcut să se... Să se extindă... extindă focul, da, da. Ce pot să vă spun că acel fum negru nu putea să vină decât de la burete. Au făcut și probe ulterior, am văzut la televizor niște probe, niște exemple, niște teste. Într-adevăr, arde cu viteză, deci o bucată de 30x30 pătrată, ars destul de repede. Vă dați seama, niște stinghiuțe subțiri, cum ard. Da? Și, problema n-a fost că okay, o pui pe jos și arde. E ok, arde. Nu ne-a căzut. Căzut? Ne-au căzut picături de foc, cum s-a printre picături altele, de plastic. Printre altele, citind în presă, și aici o să vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți cum a fost, pentru că e un lucru extraordinar că vă avem alături de noi, am descoperit că dumneavoastră a scăzut la un moment dat. Ați reușit să o scoateți pe soție sau să soția să iasă și dumneavoastră a scăzut aproape de ieșire și o astfel de bucată de burete va veni pe spate. Nu, asta a fost reproșurile în presă. Am luat de respectiva ziaristă care a scris. Din fericire, la fața locului s-a aflat Andrei Trifu, ulterior coleg de suferință în Spitalul Balazar. El este scafandru la ISU în Mangalia și obișnuit cu... Deci nu se afla acolo în calitate de salvator. Ea pur și simplu spectator. Asta apropo de ce spuneam mai devreme că a fost numai lume bună. Tipul când a simțit, a văzut că este fum, a strigat dintr-o dată toată lumea la pământ, fum sus, toată lumea la pământ. În acel moment ne-am aruncat la pământ. Și eu, soția și toți cei care am fost cât de cât, ne-am dat seama de la orele de salvare, sau cum se spune, de prim ajutor din școală, că fumul se ridică și jos e aer curat. Într-adevăr, a fost o șansă și mulțumim și pe această cale lui Andrei. Dacă rămâneam pe picioarele noastre, inhalam fum și poate acum mai eram aici. Primul salvator, bine, a fost soția care a spus, haideți că murim ca șobolanii și ne-a împins. Alții au mai stat și au așteptat să stingă focul de la sine. Noi am ieșit printre ultimii, mi-aduc aminte că, mă rog, ajungem și acolo. Dar al doilea salvator a fost Andrei Trifu, repet, scafandru și obișnuit cu astfel de situații că au mai trecut prin asta. Deci nu mi-a căzut nimic din cap, din de sus. Da, mi-a căzut... picături de plastic încins care ardeau, dar nu bucăți care m-au trântit la pământ, că n-au place să cadă bucăți, erau practic ce ars, ars buretele, culmea că au rămas stinghile de lemn intacte. Deci arsurile dumneavoastră au provenit așadar din aceste bucăți de plastic? Bun. Arsurile au provenit din arsurile de bucăți de plastic, da, plus ce am mai luat de la alții. Mâna stângă este arsă mai mult, mă salvam, îmi puneam mâna să mă, așa, să mă sting, da. Și cu dreapta încercam să fac loc să ies. O perioadă am ținut-o pe soția de mână, cu mâna stângă, la un moment dat în nebunia ne-am despărțit fără să nu mai puteam să ne ținem, mă rog. Plus că inevitabil și din instinct vreau să ne salvăm, să... Soția chiar a stins un, ea are arsuri până sus, a stins un copil, i-a dat tricoul și el a stins din instinct matern, a stins cu mâinile. Și apoi am ajuns în acel container, ca să înțelegeți mai bine, un fel de container cum se transportă pe vapor. Deci un container care avea rol de antecameră, da. Unde se tăiau bilete și era garderobă și recepție, mă rog. Acel container pe care le știți, acele containere, pus mișto în fața intrării, din afară chiar nu se vedea că este un container, era frumos pictat, mă rog, cu afișe pe el. Cu... Și acel container nu mai pica niciun fel de picături. În schimb, puteai să iei de la altul foc. Cu ochii mei am văzut în partea stângă, cu coada ochiului, cum cineva se zbătea, se zvârcolea, arăta ca o torță. Nu vă doresc, deci am avut și coșmar.
Sper să nu fie... Când... Mă scuzați. Da, și am ajuns în container. În container fumul era sus. Foc nu mai era decât de la alții. Deci nu mai exista pericol să cadă. Noi deja eram arși. Și apoi a început extragerea, salvarea. Deci pe o fușiță de 80 de centimetri, mă rog, care era dublă, s-a deschis și alaltă, încercam să ieșim, n-aveam cum să ieșim, pentru că eram unii peste alții. Straturi de oameni, cei mai deștepți s-au suit pe noi, dar săracii au vrut să facă să se salveze. Ei, culmea că ăștia, din păcate, au murit. S-au suit peste noi și au inhalat fumul, fumul era sus. Deci noi eram straturi, să zic, până pe la un metru, da? De oameni, da? Aruncați pe burtă să nu... Ori aruncați pe burtă să nu inhaleze, ori împinși. De valul care venea din spate. Și am simțit, pe mine, și acum mă doare aici undeva, deci, care nu este nici ruptură, nici luxație, mă doare mâna aici. Alții au fost călcați pe cap, pe gât, pe spate, pe picior. Am stat la triaj în Bagdazar cu cineva care nu putea să mai miște piciorul. Deci nu avea arsură, dar nu putea să-l miște și mi-a spus că a fost călcat. Înțeleg într-un fel pe cei care au încercat să salveze, dar din păcate mulți s-au dus. Au inhalat acel fum toxic. Multe cianuri, am înțeles ulterior de la televizor. Rezultatele analizelor au arătat că, într-adevăr, 24, a 20, fost mai mult otrăvire decât da, arsură din cauza substanțelor conținute de fum respectiv. Vă întreb că am ajuns la punctul acesta al salvării și a ieșirii din club. Ați avut un înger salvator, Claudiu Petre. Da. Claudiu Petre nu-l cunoșteam. Eu vedeam o mare de oameni în jurul meu, să-i simțeam, și afară, lumina nopții, știam că acolo este calea de ieșire. Repet, ne tot îmbulzeam, îmbrânceam să cădem, să așa, la un moment dat s-a închis ușa, nu știu din ce motiv. Unii spun că a venit o rafală de fum și n-a mai văzut o ieșire, dar se vedea lumina nopții, curtea aceea interioară de la fabrica de stat, fostă de stat. Și vedeam oameni care încercau să ne salveze și care trăgeau de cei de dinăuntru. Mă rog, ușor, ușor am ajuns în față, soția reușit să iasă pe picioarele ei, la un moment dat a putut să ridice. Și atunci cineva, ulterior am aflat că e vorba de Claudiu Petre, a încercat să mă tragă. I-am spus să iei pe cei de deasupra, pentru că n-ai cum să mă scoți. Iei pe cei de deasupra să eliberezi greutatea și nu, săracul nu m-a abandonat. La un moment dat și-a dat seama că într-adevăr nu mă poate scoate și trăgea cât putea de mine. Repet, i-am spus treaba cu ei pe cei de deasupra. A luat mine și a încercat să ia pe cei de deasupra, apoi a revenit la mine și m-a tras cât a putut de tare. De mână, de geacă, nu mai țin minte exact. Ideea e că am ieșit, la câteva secunde m-am pus pe bordură și m-am întors către ieșire, intrau pompierii și cineva a spus nu mai e nimeni viu înăuntru. Deci am ieșit printre ultimii, după mine au mai ieșit cei care erau, mă rog, 7-8 persoane. Repet, poate vi se pare puțin 7 persoane. Dar dacă s-ar îmbulzi, n-ar avea loc toți odată să iasă, da, simultan. Deși cineva a spus, hai toți pe rând, ca unul câte unul, ca... precum indienii. A doua sau a treia zi la spital. Iată, moment în care panica și urmărim în această perioadă tot felul de recomandări, tot felul de măsuri luate de ISU, cu privire inclusiv la modul de evacuare, dar a fost un moment în care panica a dus, dacă vreți, la producerea nenorocirii. Panica a dus, da, corect. Panica și pentru că spuneați că s-a spus, haideți să ieșim unul câte unul. Da, cineva a spus, dar nu a fost ascultat, fiecare pentru el. Ați fi putut urma un astfel de îndemn, domnul Scânte, în momentul acela când cădea foc din tavan, omenește, pentru că recomandările instituțiilor sunt una. Aș fi putut, din păcate, cel care a spus treaba asta să plăcă undeva în spate, deja în față era nebunie. Era nebunie, îmbulzeală, mai ceva ca la cozile ce au, pe timpul ce au șescu la mâncare și... Chiar nu mai, chiar dacă eram 2-3 care țineam cont, chiar și 10 și 20, dacă atâta vreme cât eram în spate și am auzit pe cei din spate, spune treaba asta, pe cineva din spate, chiar nu puteam face nimic. Deja în față era îmbulzeală. Revin la Claudiu. Eu nu știam că îl cheamă Claudiu Petre, nu-l mai văzusem în viața mea. Sau poate, mă rog, aveam prieteni comuni, să-l fi zărit la un moment dat pe Facebook. Ideea e că cine a putut să intre la reanimare în zilele următoare? Mi-a făcut un bilanț
mi-a făcut un bilanț, uite, a murit cu tare, a murit cu tare. Și Claudiu Petre și mi-l arată, cel care te-a scos, tipul a fost de față care mi-a arătat poza. Și, nu, și tipul ăsta, știi? Și zic, a, el m-a salvat, i-am zis. Și el a murit. Deci, Claudiu nu mă cunoștea. El s-a salvat necondiționat, el a simțit nevoia să salveze, să, nu știu, să... nu puteai sta indiferent. Unii au stat indiferenți, unii, mă rog, nu vreau să vorbesc despre asta. Reamintim, doamnă Ștonor, că Claudiu Petre este unul dintre eroii de la colectiv. Și Adrian Rugină. Și Adrian Rugină, doi eroi premiați, decorați post-mortem. Decorați, da. Nu știu câtă... câtă semnificație, câtă este ok pot, pentru da. Cei care, iată, ca domnul Scânteia au fost salvați, este ok pentru familiile lor, dar în primul rând ei trebuie să rămână în memoria colectivă ca oamenii care, deși se salvaseră, s-au întors în flăcări pentru a salva pe alții și au plătit ulterior cu propria viață, dar alți oameni, domnul Cătălin Scânteie este unul dintre ei, sunt astăzi acasă de sărbători alături de familiile lor, grație acestor îngeri. Și a unor oameni pe care, iată, că spuneați noastră când am început această discuție, o anumite categorii, și nu trebuie generalizat, la un moment dat i-au asociat cu satanismul din cauza tipului de muzică rock și au fost pe perioada în care erați internat și altele erau preocupări. Nu aș vrea să spun cine a făcut această afirmație, deoarece ulterior a încercat să-și ceară scuze. Au fost mai donând, multe astfel de... donând da. Niște bani, niște ajutoare. Să zicem că i-am iertat pentru treaba asta, deși nu o să uit prea ușor. Vă dați seama, având copil, ce-o fi zis copilul meu când afla că de la televizor, bine că nu se uită, că are părinții sataniști. Ce se întâmplă? Informațiile astea, gen cancan și chestiile răutăcioase, se țin minte de către populație. Și acum, la o lună jumătate de la incendiu, aproape o lună jumătate, cred că 75% care au auzit că iau sataniști în club, încă sunt de aceeași părere. Și spun asta deoarece am văzut vecini, prieteni mai îndepărtați, care la început, vai ce rău îmi pare și după aia, dar ai zis unui satanist, nu, ce a fost acolo? Glume, aci că astea sunt glume. Și după aia o dau la întors și mă rog, uităm. Dar din păcate, ce e rău știți rămâne, faptele bune nu se țin minte. O afirmație de genul ăsta, din păcate, rămâne și ar trebui ca cei care au spus-o să-și ară scuze public. Au încercat ei ceva prin... Au fost niște asociere extrem de nefericite între ce înseamnă muzica rock, haideți să spun, muzica rock în România nu se ascultă. Muzica rock în România nu prea se ascultă. Nu e... avem țară de alte genuri muzicale. Adică știi, gândiți în acestea medievale ușor, dacă vreți, din ceea ce privește asocierea și medievale, eu aș spune primitive totuși. Primitive. Primitive, mergem mai înapoi primitive. În evoluția istorică a omenirii. Sunteți chitarist, sunteți un solist, să aveți una dintre cele mai apreciate trupe de muzică rock. Credeți că modul în care această nenorocire a atras atenția asupra acestui tip de muzică va reprezenta de aici înainte un punct de plecare către, pentru că au fost foarte mulți care după colectiv pentru prima dată au ascultat muzica trupe care susținea concertul și au zis: Doamne, de ce a trebuit să întâmple asta ca să-i ascultăm? Pentru că, dacă spuneam, dar erau foarte cunoscuți în România. Ei, și vă întreb acum, muzica rock, după ce s-a întâmplat în colectiv și pe discuția aceasta, pleacă de la un punct zero și va fi mai apreciată, rămâne din contră într-o asociere nefericită cu concepții de genul... Două, trei săptămâni, maxim trei luni, se va uita totul. Va apărea probabil alt scandal. Asta, practic, din tragedie s-a transformat în scandal și în cancan. S-au spus vrute și nevrute, s-au băgat minute de publicitate care au costat foarte mulți bani, pe supoziții, pe minciuni, pe aberații, pe... Și revenind la rock, da, a tras atenția un pic, da? La modul noiembrie, decembrie și cred că prin martie nu o să mai știe nimic, o să rămână tot la ce v-am spus mai devreme. Că... Mulți mi-au spus, băi, profită cu formația, că uite, a fost mediatizat, nu mă interesează. Mediatizarea. Deci, prin ce am trecut noi, chiar
chiar nu mai contează acum, că băieții mi-au spus la un moment dat, băi, să punem punct formații, nu mai cântăm fără tine, bine că trăiești, mă rog, asta e un pic pe lângă, i-am rugat să continuă concertele fără mine cu un coleg care ne-a ajutat, George Costinescu, mulțumim frumos. Dar, da, într-adevăr, cum a spus și dumneavoastră, a fost ascultat formație Goodbye to Gravity, dacă despre asta vorbim. Da. Seara ce s-a dus, mai puțin vocalul, și într-o oarecare măsură formația mea, în care activez eu. Dar nu cred că pe viitor se va schimba ceva, deoarece, vedeți, au trecut 26 de ani de la căderea comunismului, a fost un boom după Revoluție, toată lumea, libertate, democrație, hai să dăm drumul la concerte rock, că înainte nu aveai voie să ai un concert exclusiv rock, ci intercalau și muzică ușoară și populară. A avut un apus la sfârșitul anilor 90, a revenit prin 2005, iar a apus și a revenit chiar de vreo 2-3 ani. Oamenii tot aia sunt. Aș vrea să cred că generațiile următoare, inclusiv cea din care face parte fiul meu, care are 12 ani și jumătate, să vadă altfel și simt o ușoară schimbare în bine, dar prea puțin încât să conteze tragedia din colectiv. Pentru că, așa cum am spus, formația Goodbye to Gravity, cât și alte formații de rock sau metal din România sunt mai cunoscute și apreciate peste hotare decât aici. La noi se ascultă altceva și se vrea altceva care aduce bani. Rock-ul este mai de nișă. Da, doamnelor și domnilor, ne întoarcem după o scurtă pauză publicitară. Ne aflăm în București și l-avem alături de noi. Din fericire, pentru dragul la Dumnezeu, pe Cătălin Scânteie, un trageșenii care au supraviețuit în urcile de la colectiv. Revenim imediat. Ne-am întors, Cătălin Scânteie, un trageșenii aflați printre victimele din colectiv. Suntem la Impact Absolut, doamnelor și domnilor, și continuăm interviul pe care domnul Scânteie a avut bunăvoința să ne-l acorde, deși s-a extrat de foarte puțin timp din spital, întrebându-vă... De altfel, o să vă spun pe acum, este ultimul interviu, v-am promis că o să-l dau. Eu am refuzat între timp, de când am discutat noi cu o săptămână, am refuzat orice alt interviu, acesta este ultimul pe care îl voi da. Vă mulțumim și vă mulțumim și asta pentru că v-am promis și eu sunt om de cuvânt, care au urmărit cu sufletul la gură toată povestea colectiv, dar cu precădere cazurile victimelor din județul nostru, sperând să vă întoarceți toți sănătoși și acasă. Aș vrea să ne întoarcem la povestea din noaptea de 30 octombrie, la modul la care dumneavoastră, printr-un soția ieșise din club, dumneavoastră, printr-un efort supraomenesc propriu, dar și cu ajutorul lui Claudiu Petre, ați ieșit, ați spus că v-ați trezit în stradă, pe trotuar. Ce se întâmplă în jurul dumneavoastră? Păi, a fost tragic. Fum, țipete, oameni căzuți, unii morți, nu știam că sunt morți la acea vreme, am aflat ulterior, arși. Ce vedem noi în filmele de groază sunt mici prostioare, să spun așa, trucaje. Ce s-a văzut la fața locului nu doresc nici dușmanilor. Așa cum am mai afirmat, într-adevăr, viața bate filmul, deci nu este poveste această vorbă. Viața bate filmul. Deci, dați seama, în acel moment, în primul și în primul rând, mi-am căutat soția, nu știam unde e soția. Bine, mi-am dat jos geaca, mi-am aruncat borseta, nu mai conta că aveam valori în ea și bani și carduri și chiar nu cu asta e important. Le-am aruncat, le-am dat la o parte, m-am eliberat cumva. Abia atunci am început să simt dureri. Asta v-am simțați? Efectele arsurilor? Pe moment în club, când se încerca extragerea noastră, pentru că ăsta este termenul cel mai potrivit, simțeam dureri, dar nu atât de mari, probabil că 5% față de ce a urmat. În momentul în care am ieșit, am simțit două tipuri de dureri. Nu știam de soție, simțeam cum mi-au foc mâinile, deși nu mai aveam foc pe mine. Trec peste faptul că miroseam a fum, chiar mai contează, dar
S-a spus la un moment dat că un rănit a fost evaluat cu 20% arsuri și apoi a venit un medic a doua sau a treia zi și a evaluat la 40% arsuri. Da, pentru că rănile de arsuri se dezvoltă, se extind. Azi ești într-o stare favorabilă, mâine poți să fii foarte grav. Haos, nebunie. Ați găsit soția? Am găsit soția, de fapt m-a dus un prieten care în acea nebunie nu mai știa unde a lăsat-o. Culmea că m-a dus din inerție la mașina lui și acolo nu sunt de Sanda. Zic, aoleu, stai puțin că nu mai știu. Mă rog, atunci m-am speriat, zic, bă, tu sigur ai găsit-o pe Sanda? Nu mai știu dacă erau exact cuvintele astea, nu mai contează. Săracă era întinsă pe asfalt. M-am respirat ușurat atunci. Vă dați seama. Nu mai știu, ne-am sărutat, nu mai contează. Haideți să vă spun altfel. În momentul în care am tras primul fum, prima gură de fum negru și tot timpul insist să spun negru, pentru că și cel de la țigară e fum, dar nu e negru. Și am simțit că mă duc. Unii s-au unecat, am simțit că mă duc. Exact cum s-a speculat că erau gazați săracii lagăre. Eu am simțit că mă duc și alături de cei care, din familie care mi-a murit, tata, fratele meu, apoi m-a ținut în viață copilul nostru, Ștefan. Am zis, nu, trebuie să luptăm pentru el. Nu poate rămâne Ștefan fără părinți. El n-a ținut în viață. Apoi a fost un moment în care nu mai știam unde soția, am strigat-o cu ultima răsuflare, Sanda, mă rog, m-a auzit și bine că m-a auzit și mi-a răspuns, sunt aici, cătă. Dar când am ieșit, am fost extras, am început durerile, am găsit soția, m-am calmat un pic și a început groaza și panica și urlam, țipam, cine are permis să ne ducă, eram cu mașina noastră acolo, cu lumea că dintre toți pe care am întrebat, nu aveau un permis. Asta e. Salvările veneau. Nu veniseră ambulanțele? Ba da. Veniseră, dar nu făceau față. Din păcate, toți se îmbulzeau către ambulanțe. Unii s-au dus pe jos până la taxi și chiar ea când i-a văzut în ce hal să nu a vrut să ia. Îți fără 50 de lei nu te duc nicăieri. A existat o astfel de reacție da, a taximetriștilor? Din păcate da. Și eu când eram bandajat după externare, acum sunt oarecum ok. Pe mine nu mă lua nimeni din stație. Trebuia să-ți fac comandă. Când mă vedea la comandă, m-a acceptat și mă lua. Dacă mă duceam în stația de taxiuri și îi spuneam că vreau să merg până în cotare loc, nu mă, ca o ștept, nu știu ce cursă, sau un client, sau nu știu ce. Raționamentul fiind care, domnul? Răutate, nu știu, să nu-i spătăm mașina, să nu-i frica. Ulterior, și toate aceia taximetriști aflați în zona clubului colectiv. Am înțeles că ar fi cerut 50 de lei pentru o cursă de 2-3 km sau ceva în genul ăsta. Nu conștientizau, nu, vă dați seama, taximetriști, deși am doi verișori taximetriști jos pălăria, taximetriști o specie aparte, cel puțin cel de București, care nu știe ce e regulă de circulație, care nu știe ce e bun simț. Hai să nu generalizez, 90% ai 85% cu indulgență sunt așa, restul sunt din fericire și oameni ok. Hey, am stat după ambulanță. Asta a fost o parată. Am stat după ambulanță, nici nu vreau să ne ia separat. Vreau să știm unul de altul. Cât ați așteptat să aveți acces la ambulanță? Mult, nu. 5, 7, 10 minute, dar mi s-a părut ore. Ore. Pentru că veneau, plecau. Noi dacă ne duceam să ne auto-invităm în ambulanță, nu ne băgam în seamă, ori vreau să ia cazurile grave, logic. Atunci cineva din apropiere, chiar nu mai știu cine, probabil prieten cu mine, habar n-am, nu știu, cineva care ne-a ajutat să ieșim din club, să ieșim din cinta platformei Pionierul. Luați și pe oamenii ăștia că sunt grav, luați și pe oamenii ăștia. Dacă e acea persoană, acel cuplu, îmi pare că era un cuplu, dar nu insista, atunci noi poate întârziam să fim duși. Cert e că, din fericire, am fost duși la Bacdazar.
Spitalul Bagdad Zahra. Și spun din fericire pentru că primele mașini, primele ambulanțe s-au dus la Spitalul de Arși. Ca să fac o glumă, Spitalul de Arsuri, cum a spus o reporteriță zilele trecute. Deci primul a fost dus la Spitalul de Arși și după aia la Universitar. Mă rog, cei din urmă, cum am fost și noi, la Bagdad Zahra, la Spitalul Bagdad Zahra Arseni, unde a lucrat și soția și... Mă rog, știam că vom fi pe mâini bune, ceea ce s-a și întâmplat. Mulțumim pe această cale soților Dr. Carantino, Andrei și Ingrid Carantino. Câți erau noaptea reanimării, deci, la urgență? Celor de la ATI. Câți erau noaptea aceea, nu știu să vă spun. Noi în triaj... Sau că era starea geală la primire urgențe, când toate... Eram toți speriați. Dar încercam să ne facem curaj. Ne șopteau asistentă, hai că în 3 zile plecați. Ce am pe mâine acum, mă rog, ce am avut atunci era ok. Deci nu dădeam seama că voi ajunge la chestiile astea. Aia niște chestii acus puțin pe aici piele, aia e roșu. Da, într-adevăr, în 3 zile plecăm, mai ales că în 3 săptămâni aveam și un concert foarte mare. De aia și speriați în același timp, că vreau o dată să ne preiam, eram în triaj, vreau să ne preia, să ne ducă, nu știu, la chirurgie, am aflat ulterior. Soția a fost mutată, inițial am stat împreună, a fost mutată la triajul de femei, da? Că vă dați seama acolo, nu știu dacă știți, să taie hainele, rămâi dezbrăcat. Sau, mă rog, cel puțin mi-a tăiat hainele, soție nu, dar astea sunt... Ideea că am fost împreună, doamna, că nu normal a fost să ne ia separat și era foarte delicat să nu știm unii de alții, unul de altul. Îndevărul e că la vreo 2-3 zile am devenit cât de cât conștienți. Aproape 100%, câteva zile am fost un pic zombi. Dar m-am văzut lângă soție cum am trezit și am zis, trăiește, ce bine trăiește. Oricum știam că am fost internați împreună. Deși eram umflat la față, eram... Atmosfera a fost de așa. Pe care l-ați avut dumneavoastră într-un final după ce s-a tras linie, ca să zic așa. Nu știu. Da, nivelul de arsuri, da. La cât la sută sau, mă rog, 2 și 3, nivelul 2 grad, până 2, la 3, 2 3. Până la 3, 2B spre 3. Mâinile, spatele? Deci am avut mâini, față, spate. Fața mi s-a refăcut miraculos în o săptămână. Repet, datorită tratamentului celor de la reanimare, ATI și soților Carantino. Apoi spatele s-a refăcut. Încă mă mai mănâncă și mai simt... Mă rog că se vindecă, în continuare se vindecă. Din cauza că mâinile sunt puternic vascularizate, acestea trec mai greu și... Na. Nu știu cum mă voi reîntoarce la job. Am promisiuni că mi se va păstra. Mulțumesc, doamna Amy. Dar așa, ca procent, eu zic undeva, din fericire, la 15-20%. Mă rog, de aici în jos n-am avut, cu excepția spatelui și pe față, mă rog. Și de soția? Soția un pic mai mult, am spus, a 30%, 30-35%. Ea, săraca, în instinct matern, a încercat să, și a reușit să stingă un tânăr, un adolescent, cu mâinile, cu brațele, deci are răsuri până aici. Din acest motiv nu aș și refuza să participe la interviu și pe față e un pic mai aprinsă decât sunt eu. Eu sunt, să zic, în curs de revenire, deși mai am puțin pe ureche. Ce a însemnat această lună în spital? Cât de greu este? S-a discutat mult, dar știți cum e? Fără să treci printr-o chestiune de genul ăsta, ascult doar povești, exact cum a zis cu Viața bate filmul. Cât de greu este un tratament pentru arsuri? Cât de complicat este? Păi, dacă ar fi să-l raportez la ce durere am avut și câte medicamente am văzut în jurul meu și perfuzii și câte implicare și personal, eu cred că este foarte complicat astfel de tratament. Da, am avut intervenții chirurgicale chiar și 3 pe zi. La modul la care câteva zile țin minte că plecam, mă scoteau din salon de la reanimare, mă duceau pe un hol, mă duceau la chirurgie, mă adormeau, mă întorceam.
mă trezeam, iar plecam, iar a fost așa, la început au fost mai multe intervenții chirurgicale, fără de care probabil un tratament bătrânesc n-ar fi ajutat. S-a discutat mult, domnul Scânte, despre capacitatea Spitalului din România de a gestiona cazuri atât de grave și cu un volum atât de mare de cazuri. S-a discutat mult despre faptul că nu avem cele mai bune medicamente, că nu avem camerele acelea sterile și de unde și niște situații de septicemie. Spuneți-mi ca pacient, într-un spital în care, spuneți, n-ați avut șansa să ajungeți, într-adevăr, cum ați perceput tot sistemul sanitar în fața cazului colectiv, confruntat cu cazul colectiv? Am auzit și eu că s-a discutat și s-au certat și s-au închis secții și s-au făcut demisii sau nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu să vă spun exact, eu din punctul meu de vedere și al soției, eu am văzut profesionalism 100%, vorbind de Spitalul Bagdad Zahra Hussein. Ce s-a întâmplat în altă parte, nu știu să vă spun, deși am auzit așa neoficial multe chestii. Nici nu sunt medic să îmi dau cu părerea. Într-adevăr, trebuie niște camere sterile, pacientul și camera, ceea ce în România, nu știu când o să ajungă la așa ceva. Considerați că cei care au plecat în afară, cei care au avut destul de târziu, dar au avut totuși șansa de a pleca în afară, având situații mai grave, să spunem, au o șansă mai mare acolo decât dacă rămâneau și după o săptămână, două, când s-a plecat în România? Din ce am auzit, mulți care au plecat au murit pe drum sau au murit acolo când puteau să moară și aici. Știu că sună cinic, dar din cauza că aparținătorii nu prea au avut încredere în sistemul medical românesc și în doctori, unii chiar extraordinari, au spus că să facem și pasta ca să-i salvăm, să ne salvăm copiii, rudele. Din păcate, nu au rezistat la transport. Deci nu poți să transporti un pacient intubat care dincolo nu este, de scopul acesta, de răscruce aceasta a transportului. Plecatul în afară și tratamentul în niște spitale care au, că aici nu s-a pus problema în România. Au aceste condiții. Au condițiile, de fapt, de condiții, să vorbește, nu de profesionalismul medicilor, care de data aceasta au devenit, iată, eroi în cazul colectiv, adică percepția asupra efortului făcut în acea haide noapte. Haide să vă spun, nu vreau medical. Să dau nume, nu vreau să dau nume, dar s-au întors în țară, da? Cel puțin rănit, da? S-au întors în țară pe motiv că aici, unde ai fost adus în Europa, nu mai aveai ce să facem. Te poți trata mai departe și acasă. Însă pe hârtirile de externare, după ce a apărut scandalul cu bacilul pioceanic și flora intraspitalicească, acei doctori de la clinica particulară au scris că s-a venit infectat din România. Când el n-a apucat să stea, cât a stat în România? O oră, două, o zi, două. S-au spălat pe mâini și au trimis acasă. În schimb, vor încasa niște mii de euro de la statul român. Pentru că în afară de unul, doi doctori pe care chiar au venit să ajute, restul au venit să ciuclească. Au venit la, nu? Așa cali. Hai că voi nu știți, facem noi aici, vă tratăm noi în Franța, Germania, așa. Dar practic au decontat, au vrut să ia bani ulterior. Dacă auzit de spitalizare 2 milioane, în România 200 de lei vechi, pardon, 200 de lei noi, în alte țări ajunge și la 5.000 de euro. Și atunci, ori 30 de zile, vă dați seama câți bani a încasat clinica și câți bani vor mai încasa clinicile. Bine, realitatea e că ei au vrut să ajute. Nu pot s-a nega. Activat inclusiv un protocol pe da, care un, Ministerul Sănătății acel formular. Da, avea. Da, acel formular. Haideți să vă spun, la Bagdad Zahra au venit. A ieșit cazul unui doctor neamț, pe jumătate român, s-a plecat în Germania de foarte, foarte mulți ani, încă vorbea bine românește, specializat pe chirurgia mâinii. Deci făcea, tipul face operații, domnul doctor face operații numai pe mână. A vrut să ia pe soția mea. Ea a refuzat că nu pleacă fără mine și oricum nu se poate lăsa copilul aici. Și tot a insistat să o ia. Până la urmă s-a mulțumit prin a ruga, a vrut să evalueze. Dați jos bandajul, vă rog, să văd și eu ce ați făcut aici. Măcar așa, să rămână și mie, să nu...
În momentul în care a văzut cum s-a lucrat, a spus, cred că este singurul care a spus treaba asta, extraordinar, așa ceva ai făcut și noi în Germania, haideți la un caz mai grav. Deci tipul n-a fost pus pe căpătuială, trimis de patronul clinicii de unde, așa, din Germania să ia pacienți. Pentru că eu asta cred, cu riscul de a se supăra multă lume pe mine, ei au venit la ciugulit. Adică ești bolnav, nu ești bolnav, hai să te iau. Te iau și decontăm statului român și ne vin bănuții, da? Știți ce, poate la primul refren nu vreau să spun mai multe. Pomenit mai devreme de faptul că soția nu a luat în calcul niciun moment să plece din țară, nu, că nu s-a putut rupe de copil. Spuneți-mi, vă rog, cum au perceput ce apropiază la băiețel, la părinți, la prietenii foarte apropiați acele zile, de la noaptea aceea până la momentul în care v-au văzut acasă? Cum a trecut pentru cei din familia dumneavoastră perioada asta? Sentimentele au fost amestecate, vă dați seama, groază, teamă, bine că trăiești, și am spus, nu mai spuneți bine că trăiesc, pentru că ar fi lipsă de respect față de cei care s-au dus și mulți prieteni de-a noștri. Copilul săracu a venit, ne-a văzut la o săptămână, încă mai aveam bandaj pe față, până, mă rog, câteva zile numai și de... Cert e că încă mai eram bandajat, se țineau urechile, un surgifix se numește. A rămas mut, era, nu știa ce să spună. Și chiar nu știa ce să spună. I-am promis, hai că vin sărbătorile și îți iau ce ți-am promis. N-a spus mare lucru. Mai mult ne-a șocat el pe noi, pentru că n-am vrut să rămână traumatizat și să aibă coșmar, mă rog. Din fericire, a doua săptămână am apucat să ne vadă la televizor, era mai bine, am venit și era mult mai deschis. Și am stat cam ori la taclale, vrute și nevrute. Prietenii, cu mici excepții, ne-au ajutat enorm, enorm, în special rudele soției de la Câmpul Mușcel. Au fost și guri rele care au venit după bârfă. E adevărat că așa nu ne-a interesat, i-am trimis la plimbare. Vă dați seama, un astfel de caz mișcă. Am înțeles că s-a mobilizat cam toată lumea bună în general și oameni cu credință. Ce să vă spun? Întreb la modul la care mă gândesc că au fost colegi, prietenii noastre, părinții poate, care au știut că, și-au știut că sunteți în colectiv în noaptea aceea? Au știut așa... Când au deschis televizorul dimineața la ora 7? Nu, au ținut minte întâmplător că eu cu câteva ore înainte să plec am scris pe Facebook, țineți-mi și mie o bere acolo, păstrați-mi o bere că vin și eu. Habar n-aveam că chestiile astea apar și... Dar i-am spus chiar pe grupul, pe pagina evenimentului. Dar pentru că am postat-o eu, a apărut la cei peste 2000 de prieteni pe care aveam. Și au adus aminte, băi, dar în colectiv nu s-au adus și Cătălin cu Sanda? Abia la 2 sau 3 zile au început să facă săpături, au aflat, s-au văzut lista, m-au sunat, nu au putut să dea de noi, soția a pierdut telefonul la un club, a fost recuperat ulterior. Mie mi l-au arestat la reanimare pentru că nu avem voie cu telefoane mobile și vă dați seama că cine venea, primul lucru spunea să știe familia că suntem ok, deși mamele noastre, în primul rând, au aflat că trăim. Nu că eram ok, dacă eram ok în externam la 3 zile, că trăim. Și apoi cine venea, prima rugăminte era dați mai departe că n-a murit, s-au vehiculat o felul de... A fost o perioadă de incertitudine, spuneți-mi dacă ați luat legătura cu alte victime de la colectiv în perioada aceasta după externare, dacă ați vorbit despre ce s-a întâmplat despre cazurile fiecăruia în parte. Da, am luat legătura chiar în timp ce eram internat. După 3 săptămâni de reanimare, am mai stat o săptămână pe salon. Soția am mai stat 2 săptămâni. Mă rog, cert e că în perioada asta, o săptămână eu internat, respectiv soția 2 săptămâni, timp în care eram toată ziua la spital lângă ea, am luat legătura în sfârșit cu colegii de suferință. Noi știam că se află o gașcă veselă la etajul 9, care a avut nevoie de mai puține intervenții medicale urgente. Am fost cam printre ultimii scoși la reanimare, dacă nu mă înșel, da, ultimii, noi și cu Sorin Lazar. Și am o legătură cu ei. Ce să vă spun,
N-aș vrea să vorbesc eu numele lor. Planează așa un fel de mică răzbunare, știți, la nivel general, să plătească cei vinovați. Dar, Nu vorbiți în pe de numele lor, altă vorbiți în parte, numele pe de altă dumneavoastră. Cine sunt parte, cei vinovați în acest caz, domnul Scânteie, din perspectiva cei noastră ca care au victimă? permis montarea artificiilor. Nu știu, dacă aveau un minim de nu bun simț, că aici nu e vorba de bun simț, Responsabilitate. responsabilitate. Sau poate dacă artificiile erau montate mai jos pe scenă, au fost montate sus, din nefericire. Nu vreau să dau nume. Nu, dar s-au stabilit deja, cel puțin prin acțiunea organelor legii, mai multe categorii de responsabilități. Una a avizat, cum știți și dumneavoastră, patronii de la Patronii colectiv. clubului, Alta a avizat autorități. Am avut cei care primar au de dat. sector arestat pentru Am auzit autorizarea, două zile, autorizația aceasta. Se discută despre responsabilități la nivelul ISU, Haideți să vă care spun, chiar controla. dacă n-ar fi dat voie, chiar dacă n-ar fi avut aprobarea ISU să facă eveniment acolo, ISU n-avea de unde să știe că acolo va fi un eveniment. Că ISU nu stă, n-are camere video în toate cluburile bucureștene sau spioni. ISU putea, mă rog, putea să interzică folosirea extintoarelor, putea să impună folosirea hidrantului sau acelor sprinklere, care și alea sunt de mai multe feluri, cele care fac distinția între fumul de Fumul de țigară și țigară și fumul de arsură, fumul. ceea ce am înțeles că sunt foarte scumpe aceste sprinklere, dar un hidrant putea să impună. Un hidrant, cum vedem la școli, la spitale, da? Acel furtun care... Da. Un extintor am înțeles că îl poți cumpăra direct stricat. Nici n-ai cum să-l testezi pentru că e de unică folosință, nu? A doua oară nu se Sau mai deschide. neverificat periodic, el trebuie schimbare, încărcat, există niște Eu n-aș fi etape. permis în locul ISU dotarea cu extintoare. Chiar putea să fie și 30. Deci dacă unul nu vezi că nu merge și îți pierzi cumpătul, îți pierzi răbdarea și abandonezi. A Dacă scos e... extintorul aer, spuneați Da, așa cum am dumneavoastră. spus mai devreme, primul ales și ultimul, a fost abandonată operațiunea, a scos aer cu un pic de praf. Asta am văzut de la 10 metri distanță. Plafonul foarte înalt, da? Dacă existau... M-a ajuns, nu știu dacă a ajuns până acolo. Dacă existau acele sprinklere deasupra, da? Care ar fi... Mă rog, cum ar fi simțit fum, cum s-ar fi... ar fi intrat în funcțiune. Sau hidrantul, da? Ați văzut, e acel furtun gros de 10-15 cm sau cât are, nu știu, nu contează. Un jet puternic de apă n-ar mai fi dus la... Sau poate ar fi redus foarte mult. Da. Ce ar mai fi vinovat? Mă rog, pe lângă ISU, iar mă întorc la patroni. Pentru că am cântat acolo, undeva în backstage, în spatele scenei, da? În culise, era o ieșire. Era o ușă lângă frigiderul cu protocol. Chiar mă întrebam, în urmă cu vreo 2 săptămâni de tragedie, unde o duce ușa asta? Ulterior am aflat că era zidită. Da? Ducea undeva, într-o, nu știu, contează, hol, curte, în alte curte interioare, pe partea cealaltă, dar era zidită. Că ei aveau până aici, nu știu. Până într-un, mă rog, altă Existau ușă a așa, fost da. închisă, da, închisă Existau așadar intenționat. mai multe Existau mai potențiale multe ieșiri, dar ieșiri, că dar au fost acestea au fost închise. anulate Au fost din anulate motive probabil mai practice de... una zidită, alta închisă, am înțeles ulterior să nu iasă barmanii la fumat sau să nu fugă cu ceva din club. Nu s-a pus o secundă, nu s-a luat o secundă în calcul că poate la foc, că poate fi gaze, poate, nu știu, se întâmplă ceva. Atentat cu bombă. Ați văzut ce se întâmplă în ultima vreme cu teroriștii. Deci, Oameni. revin la patroni, revin la patroni. ISU, chiar dacă ar fi dotat, hai să zicem, cu hidrant, tot ar fi trebuit cel puțin o ieșire în plus, două.
O să revenim asupra acestui subiect și a modului în care ar trebui să tragem cu toții concluziile și în special cei care se ocupă de organizarea unor astfel de evenimente, indiferent în ce calitate, cea de proprietar, de organizator, de trupă, de... și atenția pe care o să o acordăm fiecare dintre noi de client. După o scurtă pauză publicitară ne întoarcem la Impact Absolut. Ne întoarcem, îl avem alături de noi pe Cătălin Scânteie, unul dintre argeșenii care au supraviețuit calvarului din colectiv, împreună cu soția sa, Sanda Scânteie. Ei sunt acum acasă, alături de fiul lor, au șansa să se bucure de aceste sărbători. Nu facem rabat de la ceea ce noi ca emisiune și în general ca presă în Argeș am făcut după cazul colectiv, și anume de a pune pe tapet toate aspectele, de a întoarce pe toate părțile această problemă. Ea va rămâne cu siguranță mult timp în mentalul colectiv și prețul pe care l-au plătit 60 de oameni cu viața lor, și poate că, nefericire, bilanțul victimelor nu s-a încheiat încă, trebuie să fie la un moment dat răscumpărat măcar prin o altă listă de valori, prin alte responsabilități ale autorităților publice, dar și ale investitorilor privați care acționează în acest domeniu și nu numai în acest domeniu, pentru că după colectiv s-au extins discuțiile și în zona caselor de cultură, în zona unităților de învățământ și așa mai departe. Domnule Scânteie, discutam înainte de pauză despre responsabilități, despre ce ar fi putut face fiecare cu mai multă atenție, cu mai multă grijă față de ceilalți și de cei de care răspunzi, inclusiv când intră în clubul tău ca patron cineva. Vă întreb dacă dumneavoastră, ca victima colectiv, a nenorocirii din colectiv, intenționați la un moment dat, nu neapărat acum când încă vă vindecați, când încă vă reface și psihic și fizic, să vă îndreptați împotriva oricărui tip de responsabil din acest caz? Din oficiu s-a sesizat procuratura sau organele de anchetă. Suntem constituiți by default, da, din oficiu, ca parte vătămată. Există o anchetă în curs a celor de la stat, da, procurorilor. Dar, după cum bine știm, în România scapă toată lumea sau li se dă cu suspendare și noi, din parte vătămată, rămânem parte vătămată. Da? Bun, asta a fost o introducere. Motiv pentru care o prietenă de-a noastră, Olivia Vlădea, avocat de meserie împreună cu doi colegi de la firma la care lucrează, au intentat un proces separat în care suntem parte civilă. În acest moment sunt 105 dosare în acest caz. Sperăm să se adauge și altele, prin care acționăm judecată statul, ISU, da, copierii, patronii clubului, primăria, pentru că știm foarte bine că dacă procesul celor de la procurorilor, da, celor de la stat, dosarul penal, dacă la finalul se vor scoate nevinovați sau se vor da cu suspendare sau arest la domiciliu sau așa, deși li s-a pus sechestru, mare lucru nu putem obține și așa. Și de asta vă spun, există un alt proces al nostru, da? Contra statului, ISU, primăriei și așa mai departe, prin care dorim să nu neapărat să obținem neapărat spăgubiri, deci vrem neapărat spăgubiri cât să facă dreptate și să se facă dreptate, mă rog. Revin și repet, de-a lungul celor 26 de ani după Revoluție am constatat că 9 din 10 cazuri, deși foarte grave, în 9 din 10 cazuri se dă NUP, da? Neînceperea urmăririi penale sau cu suspendare sau... Și atunci, da, pornim pe acest drum, repet, cu ajutorul doamnei Olivia, în încercarea de a avea și noi o anchetă proprie și a trage la răspundere pe cine trebuie, cu adevărat pe cine trebuie. Ați spus așa întreagăt la începutul acestui interviu
Că vă gândiți cu emoție, cu teamă la a mai intra într-un astfel de local. Cum vedeți mai departe activitatea dumneavoastră în acest sens? Culmea, ieri am fost prima dată într-un Bărlăț. Câteva persoane, destul de liniștit și l-am luat și pe filmul. Mă rog, o pizzerie, nu-i dau numele. Am stat la început cu teamă. Deci nu erau, nu erau mulți, 20-30 de inși, acum prășteam pe la măsuță. Dar am avut oarecare teamă, mai ales că eram departe de aici. Culmea că masa aceea unde eram cu colegii de formație, că a fost un fel de ședință cu băieții de la informație. Am dus-o printre sănătate la mulți ani, bine ai venit și bine că ești ok. Și cu un pic de teamă am dus acea oră, oră jumate cât am stat acolo. Da. Pe fondul experienței pe care ați trăit-o, da. Ce-i sfătuiți pe oameni în general? Că trăim într-o perioadă și într-o societate în care ieșirile în locuri publice, că sunt săli de concerte, că sunt cluburi, că sunt puburi, că sunt pizzerii, iată, cofetăria în care mergem cu copilul, sunt evenimente extrem de frecvente. Nu știu dacă până la colectiv cineva a realizat că trebuie să se uite câte ieșiri sunt sau cum se poziționează. Nu ne-am gândit că în 2015 o să ajungem să murim ca șobolanii, arștevii. Ne-am gândit o secundă, vorba soției, putea să spună cineva când cade un avion în cap și îl credeam, dacă să murim arși. Păi trebuie să aibă mare grijă unde intră, da? Să stai cât mai aproape de intrare, să se documenteze înainte de a se duce într-un local, da? Fie club, băruleț, sală de spectacole. Să aibă mare grijă unde își trimit copiii, pentru că am prieteni cu copii adolescenți care au început să umble, după cum știți, toți am făcut după anumită vârstă. Să caște ochii și să nu creadă nimic până, mă rog, e un pic de paranoie aici, dar numai cei care au trecut prin acele momente de groază își pot da seama exact ce s-a întâmplat și ce se va întâmpla dacă încolo și cum vor vedea mai departe ieșirile. Culmea că noi nu prea ieșeam, eu cu soția nu prea ieșeam, în sensul că nu ieșeam la prea multe evenimente, spectacole, având alte treburi casnice și să ne vedem de copil, să învețe bine și să... Credeți în după acest asazi, după acest eveniment, dincolo de responsabilitățile punctuale pe care le-ați scos la iveală, credeți că în cazul colectiv, ca în multe altele din viață, se poate vorbi de o loterie a sorții, de hazard, de diferența între un om care trebuia să se afle acolo și un om care n-a mai ajuns în seara aceea, diferența între omul care a ieșit la o țigară, cum spuneați dumneavoastră, fix înainte și cel care... O să se supere misoginii pe mine, dar trei colegi din formație n-au mai ajuns din cauza prietenilor sau nevestelor. Deci la un moment dat e sănătoasă și e sănătos și scandalul făcut de nevasta acasă. Unul n-a fost lăsat de soție, pur și simplu nu te duci care întreabă sau nu știu ce a fi. Altul, mă rog, a plătit ceva, prietenul lui s-a făcut să rău, s-a întors și altul a tărât la cumpărături. Și femeile, cum se spune, că fiecare bărbat puternic, nu? Cum e, are o femeie în spate, nu? Datorită fetelor, femeilor, mă rog, n-au ajuns. Dar nu prea cred în ideea asta. S-a întâmplat pur și simplu și aici, repet, ține de neglijență și ignoranță o sumă întreagă de prostii, începând cu patronii de club, terminând cu artificierii care nu s-au gândit o secundă că poate la foc. Astea sunt cea că au fost artificii în bulgărești și că scui pe foc în loc de... Dacă mai țineți minte, acele artificii de tort, da? Sau acele artificii vechi, comuniste, tot pișcau, da? Pișcau și au luat foc și în biserică sau, vă rog, la petreceri mici, flăcărui, da? Dar remită o chestie lungă, mă rog, cum a fost. Asta ce am observat eu era gen de tort, artificii de tort. Artificii de interior, în general. Dacă puneți mâna deasupra, o să vedeți cum arde. Deci nu e foc rece, cum
Dar neglijență, să-mi pui tu până acolo, până la aproape tavan. Un mix între neglijența celor care s-au ocupat de efectele pirotehnice, modul în care clubul era amenajat sau nu era amenajat corespunzător în ceea ce privește intrările, dotările în caz de incendiu și așa mai departe. Intrare, ieșire, o combinație privind modul în care s-a făcut intervenția, fiind și autoritățile luate prin surprindere, pentru că o asemenea amploare nu cred că o așteptau. Numai de asta spun că noi avem un proces separat. Deci noi mergem mai departe pentru că nu credem că vor fi găsiți vinovați. Mă rog, alte judecători, alți judecători. Trebuie cineva să plătească. Deci chiar, nu știu, nu e vorba de bani aici. Chiar nu, e vorba de vieți omenești, da? Au murit 60 de persoane, foarte mulți prieteni de-ai noștri. Dar au familii care au avut copii, În ceea ce privește banii, tratamentele sunt extrem de costisitoare. Recuperarea durează foarte mult timp. Cum faceți față acestor provocări de natură financiară, dacă vreți, în ceea ce privește recuperarea? Într-adevăr, tratamentele sunt foarte scumpe și niște soluții bune sunt și scumpe. Vă dau un exemplu, un flacon, așa, e vreo 90 de lei. O cremă, un unguent micuț, e vreo 80 de lei, depinde fiecare ce alege să facă. Sunt și de 400 de lei, da? Și la când spui 400 de lei și sunt doar 50 de mililitri, vă dați seama cât ne pui 5 grame, noroc, de câte ori te poți da, de câteva ori și gata. Noroc că avem, într-adevăr s-au implicat o grămadă de fundații și dorim să mulțumim și pe această cale Prefecturii Argeș, Fundației Solidaritatea Argeșană, au virat niște bani. Doamne profesor Loredana Năstase de la liceul cu program sportiv, dânsa a făcut niște evenimente unde mai mulți artiști au avut niște spectacole, s-au strâns niște bani. Primărie din Câmpul Mușel, în ultimul rând, Asociației Mușel pentru Educație și Cultură, dânsi și îmi cer scuze dacă omit, eu aici mă refer strict la Argeș, ne-au ajutat foarte mult, ne-au ajutat foarte mult, sume cu mușele care ne ajută la rândul lor, mă rog, ne vor ajuta în a ne trata. Și nu numai ne trata, pentru că vă dați seama, în momentul de față nu mai putem da cu mătura, cu aspiratorul, praf nu avem voie. Derivă o mulțime de alte cheltuieli conexe. Și câte. Dincolo de aceste asociații care au reunit în donațiile pe care le-au transmis către victime, efortul oamenilor, în primul rând, da, care au donat fiecare către ce asociații au considerat necesar, statul român v-a ajutat cu ceva? Statul român a ajutat, da, și alte fundații, repede, dacă am vrea să le dau numele aici, bine, dacă nu. A ajutat statul român, pot să spun suma? Da. 6.000 de lei de rănit sau 12.000 de lei de decedat. Pentru ziua de spitalizare, adică 200 de lei pe zi. Banii au fost dați în avans, mă rog, cine a rămas în spital, urmează să primească și a dat statul român bani, s-a vehiculat tot felul de... În schimb, cu Crucea Roșie avem ceva de comentat, dar poate n-ar fi cazul acum. S-au încasat niște bani și domnii de la Crucea Roșie văd, se pare că îi administrează după bunul plac, deși ei n-au fost donați, preferă să cheltuiască pe alte urgențe, între ghilimele. Există o listă cu cheltuieli. În mod normal, cum a procedat și statul și Mitropolia, Arhiepiscopia București și alte fundații, în mod normal să pună o sumă fixă, pentru că n-ai de unde să știi ce se va întâmpla ulterior, cum au spus și de la Crucea Roșie. O să ne dați o evaluare și vedem în funcție de evaluarea medicului ce bani vă dăm. Deși i-au încasat de pe urma SMS-urilor primite la un teledon, la un de televiziune, au încasat o sumă frumoasă, au înțeles. Și întârzie să livreze banii. Bine, dacă lor le
Dacă au considerat că e oportunitate de îmbogățire peste noapte, să-i țină, nu ne interesează. Dar, exceptând Crucea Roșie, care culmea trebuie să ajute, nu? Celelalte fundații, oameni de afaceri sau chiar și persoane fizice, da, necunoscuți, au dat necondiționat, fără să întrebe dacă te faci bine mâine sau poimine, îți dau mai puțin sau mai mult. Este important, doamnelor și domnilor, să reținem ce spunea Cătălin Scânteie, invitatul meu, și anume că aceste cheltuieli pe care victimele le au în continuare și le vor avea multă vreme de aici înainte nu vizează strict medicamentele, deși acestea sunt cele mai costisitoare, tratamentul medical. Așa cum spunea și domnul Scânteie, neputințele create după o asemenea stare de sănătate sunt de mai multe facturi, iar cheltuielile care apar în familiile afectate sunt cu siguranță înzeciri mai mari decât cele care erau înainte de nenorocire. Ca atare este de apreciat efortul pe care fiecare dintre dumneavoastră, și știu că foarte mulți dintre telespectatorii noștri s-au raliat la aceste inițiative umanitare, l-au făcut. Ținem aproape cu toții de familiile victimilor de la colectiv. S-a încheiat coșmarul pentru argeșeni în sensul în care îi știm că, cu excepția unei tinere, sunt ceilalți sunt bine, sunt pe drumul cel bun. Așteptam vești bune și despre Oana. Una peste alta, a spus mai devreme de niște donații ale Arhiepiscopiei. Spunând cuvântul Arhiepiscopia, mi-ați declanșat o nouă temă de dezbatere în spațiu public, când astăzi vă aflați în spital, și anume revolta populației față de ceea ce la momentul respectiv s-a considerat lipsa totală de prezență, de intervenție a bisericii ortodoxe. Nu știu dacă v-ați pus la curent cu ce s-a dezbătut în acele zile. În acele zile a existat o reacție vehementă în spațiu public cu privire la faptul că reprezentanții bisericii, spre deosebire de o lume care se mobiliza, nu au transmis niciun mesaj, nu au ținut o slujbă la colectiv, și vorbesc de perioada imediat următoare evenimentului, o săptămână, două, până când reacțiile au generat, au, dacă vreți, au forțat din partea Patriarhiei Române o luare de poziție. Nu s-au bătut clopotele, se spunea, nu s-au dus preoții să ducă o cană de ceai medicilor în spitale care lucraseră 48 de ore. A existat un blocaj în ceea ce privește reacția bisericii ortodoxe, bisericii în general, la acest caz, pusă poate oare cumva și pe seama acelor dezbateri cu satanismul, cu așa, niște replici nefericite în care ni s-a comunicat că nu i-a chemat nimeni la colectiv și că preoții vin doar chemați. Asta nu o zici. O întreagă dezbatere care s-a finalizat prin modul prin în care înalt prea fericitul patriarh și-a cerut scuze până la urmă. Populația avea nevoie de alinare. Familiile probabil că se simțeau, mai ales că biserica este o instituție în care există maximă încredere în momentul acesta, se simțeau mult mai pe primul loc, parcă, da, mai ajutate în acest sens. Vă întreb dacă în spital, în momentul în care stăteați, ați trecut pentru o lună de chinuri, soția și mai mult de atât, în afară de apropiați și de familie, a venit cineva, nu știu, din partea oricărei entități, că este o entitate socială, că este o entitate instituțională, să vă întrebe de sănătate? Medicul, preotul spitalului, dar după ce și-au cerut scuze. Deci ca... La început n-a venit nimeni din partea bisericii. Ulterior trebuie să recunosc că am primit ajutoare. Urmează să primim și din partea Mitropoliei Clujului. S-au mai strâns și pe la Iași niște bani. Dar în primele zile, cu așa cum spuneți și dumneavoastră, a fost acest scandal, n-a intervenit nimeni. Abia după ce s-a sesizat opinia publică, au apărut prin spital, da? Și în cazul nostru, la Bagdazar, a fost preotul spitalului. Care ne-a întrebat dacă suntem bine și dacă vrem ceva să ne ajute. Ulterior s-a virat o sumă de fiecare, mă rog, dar o să o amintesc. Dar în primă fază, da, pe toți ne-a mirat poziția bisericii și apelativele, nu? Dureroase. O
dezbatere care, acum, într-adevăr, a revoltat, dacă vreți, partea cea sănătoasă a opiniei publice, care nu gândește, cum spunea dumneavoastră, primitiv, eu am zis medieval, vis-a-vis de anumite aspecte. Spun și eu, precum Iisus, ca așa să mă leg un pic de treaba asta, am iertat. Am iertat și poate a fost o rătăcere de-a lor. Și un semn că, deși sunt văzuți bine, mă rog, dacă spune că și-au luat-o în cap în ultimii ani, poate aș fi răutăcios. Dar e ok acum. Deși au fost cum au fost, sau și-au cerut scuze, repet, au venit prin spital, la noi a fost cel al spitalului, e și o bisericuță acolo foarte frumoasă, curte. Au fost, domnule Scânteie, și altfel de reacții după drama de la Colectiv, au fost reacții publice extrem de puternice. România a ieșit în stradă ca niciodată după 89. A picat premierul, mai auzeam și noi. A picat un guvern ca decizie proprie, ca să spun așa, prin actul demisiei. Noi fiind, dacă vreți, sănătoși la momentul acela, am urmărit aceste evenimente. Strada n-a strigat demisii politice, a cerut însă o reformare din rădăcini a tot ce înseamnă sistemul public, acela care, prin neglijență, prin nepotisme, prin indolență, prin nepăsare, duce la o reformare a întregii clase politice. Cu toții vrem o reformare, da? Haideți să sperăm că generația următoare poate asta lui Fimus. Nu vă văd foarte optimist în sensul acesta. Nu, noi intenționăm să plecăm. Spun în premieră la televizor, da? Noi intenționăm să plecăm în Anglia. Eu sunt grafician, soția sistem medical. Sperăm că ne găsim ușor de muncă, să sperăm. În ciuda acelui filmuleț la adresa românilor, care știți dumneavoastră, n-a fost realizat chiar ok. Noi nu mai avem încredere. După Revoluție, imediat, la coada la pașapoarte, mi-aduc aminte și acum, un reporter a luat un scurt interviu unei doamne care s-a aflat la coada, da? Și a spus, până acum că a picat comunismul, nu vreți să rămâneți în țară? De ce vreți pașaport? Și nu mai vreau. Pur și simplu nu mai am încredere, mai am răbdare. Deci dacă a spus un sărac atunci, la câteva luni după Revoluție, ce să spun după 26 de ani? Când, repet, era să murim arși de vii, precum șobolani, da? Și unde au murit 60, dintr-o neglijență, o prostie și o neimplicare a autorităților și... Nu! Sunt pesimist, da, sunt pesimist și... Știți, era o glumă în banc. Ce este pesimistul? Trecând peste definiția din Dex, pesimistul este un optimist cu experiență. Știți? Și mai bine să fim un pic pesimist. Noi oricum ne-am cam pierdut speranțele și vrem să-l dăm pe ăsta micul la niște cursuri intensive, deși știe foarte bine engleză. Apropo, calculatorul l-a salvat, el l-a ținut acasă, că trebuia să vină cu noi. Și de la calculator știe și engleză, știe și programare, știe și animație să facă, știe și multe chestii, montaje video. Și putem spune că acest calculator, pe care mulți părinți îl înjură că nu-și fac copiii lecțiile din cauza calculatorului, pe al nostru l-a ajutat și l-a salvat. Deci nu se știe dacă venea și la acea seară ce se întâmpla. Probabil trebuia să renunțăm la unul din noi. Eu, mă, să salvăm pe copil. Și atunci revin la calculator și la limba engleză, deși știe, va trebui să facem niște cursuri pentru copil ca să nu îl dea într-o clasă anterioară, da? Așa e acolo. Nu știi limba, te ține un an pe loc până se pierde anul. Așadar, decizia dumneavoastră este fermă, e cam luată decizia, da. Și eram încă pe patul de spital, în rezervă cu soția mea, n-aveam somn, vă dați seama că medicația te scandă peste cap bioritmul. Ne trezeam pe la 2-3 noaptea și ziceam, trebuie să plecăm. Trebuie să plecăm. Din păcate, Cătălin Scânteie, după 26 de ani de România, dar mai ales după ce a însemnat Colectiv. Pentru fiecare dintre noi a fost un moment de referință, pentru victimele de acolo nu ne putem nici măcar imagina ce tip de moment a fost acesta. Unul de groază, unul pe care probabil nu-l vor uita niciodată. Eu mă bucur că sunteți aici, domnule Scânteie.
Vă mulțumesc, doresc în numele tuturor argeșenilor, dumneavoastră și soție, toată sănătatea din lume. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, acea sănătate și aceeași grijă față de dumneavoastră vă doresc. Sunt Camelia Bădulescu, Impact Absolut. În fiecare zi se întâmplă lucruri care ne privesc, le trăim împreună, le dezbatem împreună și luăm atitudine la Absolut TV. Și să sperăm că ne vedem în alte condiții mai fericite data viitoare. Să dea Dumnezeu!